3 din cele 5 magazine care comercializează droguri ușoare în Sibiu și-au sistat activitatea. Probabil patronii s-au speriat de controlele anunțate de prefectură. Acum reprezentanții guvernului în teritoriu pregătesc o campanie de conștientizare a tinerilor asupra efectelor nocive ale drogurilor. Așa cum au anunțat, echipele de control au luat la puricat magazinele de vise. Au fost verificate un număr de 2 magazine care funcționează legal în județul Sibiu, iar rezultatele s-au materializat în 6 sancțiuni contravenționale în cuantum de 33.600 lei. În anul 2010 funcționau un număr de 5 magazine, iar la începutul acțiunii noastre doar 2 mai erau deschise și funcționau. Deși acțiunea de control a fost anunțată, au fost găsite destule nereguli. Cam cât se comercializează? Undeva la cifra de 7-8 mii de lei pe zi comercializează un astfel magazin. De lei noi. Recent, 2 elevi de clasa a 8-a au consumat produse etnobotanice și au ajuns la spital. Spre surprinderea mea, că am auzit că chiar și la școlile generale a început să se consume astfel de produse, elevii recunosc că folosesc astfel de substanțe. În următoarea perioadă, în școli și licee, va începe o campanie de prevenire a consumului de substanțe etnobotanice. Acțiunea este coordonată de IPJ Sibiu și de Direcția Antidrog.